Ați venit. Suntem aici cu toții, reprezentanții tuturor armelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vrem să vă prezentăm rezultatele activităților noastre desfășurate în cursul anului 2017, precum și alte subiecte de interes pentru instituțiile noastre. Așa cum fiecare instituție din sistemul MEAI organizează bilanțul, așa am făcut și noi în zilele trecute și considerăm că este necesar să vă transmitem toate aceste date pe care să le diseminați către populație. Fapt pentru care pe fiecare armă vom purta discuții. Vă rog să începem. Domnul Cristi. Vreau să-mi permite să dau citire la câteva aspecte din materialul raportul de evaluare al Institutului pentru Județul Giurgiu. Pentru început, câteva cuvinte despre aparatul de specialitate al instituției. La nivelul instituției prefectului sunt constituite 4 servicii, din care 2 comunitare, 5 compartimente independente și cancelaria prefectului. La începutul lunii martie 2017, din 42 de posturi erau ocupate 35, iar la sfârșitul anului 2017, din 42 de posturi erau ocupate 33. De asemenea, funcționarii publici din cadrul instituției au fost desemnați la peste 160 de concursuri de recrutare și promovare calitate de reprezentanți ANFT. Referitor la obiectivele strategice stabilite la nivelul anului 2017, acestea au constat în creșterea gradului de conformitate a actelor administrative cu prevederile legale și urgentarea finalizării proceselor de restituire a proprietăților persoanelor îndreptățite. Un alt obiectiv, conducerea eficientă a serviciilor publice deconcentrate, ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizarea la nivelul județului, precum și implementarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2016-2020. De asemenea, cooperarea cu serviciile și instituțiile publice și cu organismele sindicale, patronale, în vederea asigurării climatului de pace socială și prevenirea tensiunilor sociale. Un alt obiectiv strategic, creșterea capacității de răspuns în gestionarea situațiilor de urgență. Referitor la cancelaria prefectului, principalele activități desfășurate au constat în organizarea conferințelor de presă, număr de 16, în scopul de a informa opinia publică și mass media despre acțiunile și instituțiile prefectului. Au fost transmise 17 comunicate de presă, au fost primite în audiență 382 de persoane și înregistrate 674 de petiții. De asemenea, s-a participat la diferite comisii mixte de verificare constituite prin ordin al prefectului. În ceea ce privește afacerile europene, relațiile internaționale, dezvoltarea economică, programe și strategii guvernamentale, activitățile desfășurate au constat în elaborarea programului de dezvoltare economică și socială al județului Giurgiu pe anul 2017, monitorizarea realizării obiectivelor cuprinse în acest program. Totodată s-a întocmit planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de dezvoltare economică și socială al județului pe anul 2017. A fost elaborat raportul anual privind starea generală economico-socială la nivelul județului pentru anul 2016 și desfășurate analize punctuale pe diferite problematici aflate în discuție. În ceea ce privește controlul legalității al aplicării actelor normative și contencios administrativ, au fost emise, respectiv primite, în anul 2017, comparativ cu anul 2016, 24.260 de acte, comparativ cu 2016, când au fost emise 23.854. De asemenea, au fost
emise 17.589 de acte administrative care au fost verificate. Dintre acestea au fost atacate 27, iar 595 au fost declarate ilegale. Comparativ cu anul 2016, când cifrele au fost un pic mai mici, respectiv 16.400 verificate, 31 atacate și 645 declarate ilegale. În anul 2017, în instanță au fost înaintate 713 dosare, din care admise definitiv 154, respinse definitiv 141, iar rămase pe rol 418. În ceea ce privește controlele dispuse, în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la nivelul instituției prefectului, acestea au fost în număr de 7, respectiv la roata de jos, Frătești, Bulintin, Deal, Grădinari, Oglezeni, Băneasa și Uli. O altă activitate a constituit o instruire a secretarului unităților administrative teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute. S-au asigurat ședințe de instruire, s-au emis circulare. Totodată au fost desfășurate 14 acțiuni de urmare și control la primării de pe raza județului, respectiv Daia, Izvoarele, Ogrezeni, Slobozia, Putineiu, Mihăilești, Bunitin Deal, Colibaș, Stănești, Vedea, Clejani, Florești, Tărenești, Mârșa și Adunații Copăceni. În ceea ce privește activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și sau normativ, în anul 2017 au fost avizate un număr de 578 de ordine ale prefectului. Au fost întocmite proiecte de hotărâri de guvern și înaintate către Ministerul Afacerilor Interne. Totodată au fost elaborate 11 proiecte de acte normative. În ceea ce privește activitatea Comisiei de Disciplină, în cursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 15 sesizări. Comisia de Disciplină a soluționat 10 sesizări și a clasat 5. A fost înregistrată o sesizare împotriva unui funcționar public din cadrul instituției prefectului, soluționată cu o sancționare. În ceea ce privește urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, pe linia aplicării legilor fondului funciar, au fost înregistrate 113 titluri de proprietate care au fost înaintate către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu. Totodată au fost emise 98 de ordine ale prefectului, s-au efectuat 14 controle la primării, respectiv primării orășenești și comunale. Pe linia activității Comisiei Județene de Fond Funciar, în anul 2017, au fost desfășurate 8 ședințe, în creștere față de numărul 2016, și au fost pregătite și adoptate peste 300 de hotărâri. Totodată au fost soluționate 275 de petiții în anul 2017, raportat la 381 în anul 2016. Așa cum spuneam, activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor la nivelul instituției prefectului au fost înregistrate 674 de petiții și primite 382 de persoane în audiență. Au fost totodată apostilate peste 550 de documente oficiale. În ceea ce privește monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate, Colegiul Prefectural s-a întrunit în 12 ședințe, ocazie cu care au fost adoptate 3 hotărâri. Comisia de Dialog s-a întrunit în 11 ședințe, în care au fost dezbătute teme precum dezbaterea cu privire la propunerea de modificare a codului fiscal, modificări legislative ale codului muncii, temă care a văzut a fost și de interes național în ultima perioadă. Totodată, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a întrunit în 12 ședințe, ocazie cu care
Au fost discutate aspecte privind modificările legislative, creșterea veniturilor din pensii, contactarea serviciilor medicale, a prescripțiilor medicale, începând cu data de 1 martie 2017. În ceea ce privește managementul situațiilor de urgență, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întâlnit în 14 ședințe, au fost adoptate 13 hotărâri și au fost emise 27 de ordine pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, totodată fiind aprobate și 4 planuri de acțiune. Ca și acțiuni operative, putem menționa 192 de atenționări, avertizări, informări de fenomene meteorologice, hidrologice periculoase, exerciții, respectiv 5 exerciții de cooperare cu forțe și mijloace în teren, 2 exerciții fără acțiunea forțelor în teren. Cu privire la celelalte activități desfășurate la nivelul instituției prefectului, participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență, respectiv constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea necesității punerii în funcțiune a stațiilor de pompare de secare, verificarea bazelor de dezăpezire a drumurilor naționale și județene, care, așa cum știți, a făcut obiectul și unei alte conferințe de presă, verificarea și inspecția adăposturilor de protecție civilă din municipiul Giurgiu și orașele Bolintin, Vale și Nicăilești. Ca și colaborare, instituția prefectului a colaborat atât cu instituțiile MEAI, de la nivel județean, cât și cu autoritățile publice locale, Consiliul Județean, Enel Giurgiu, SC Global Energy, Secția de Drumuri Naționale București-Sud, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Școlar, Serviciul de Ambulanță, Crucea Roșie, Direcția de Sănătate Publică. Pe linia aplicării dispoziției hotărârii Guvernului numărul 799 privind implementarea programului de operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, au fost desfășurate o serie de activități, dintre care amintim întocmirea raportului anual privind implementarea programului operațional 2015-2016 la nivel județean, centralizarea beneficiarului programului pentru perioada 2017-2018 și transmiterea situației la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Totodată au fost transmise documentele de eligibilitate ale beneficiarului programului operațional 2014-2015, respectiv 2015-2016, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și, totodată, amintim colaborarea cu reprezentanții autorității de management a proiectului operațional în vederea verificării documentelor de eligibilitate a organizațiilor partenere, care s-a desfășurat în perioada 31.10.-1.11.2017. Pe linia activităților desfășurate de compartimentul audit intern, au fost planificate și realizate 5 misiuni de audit de asigurare, regularitate, conformitate. Domeniile abordate au fost domeniul financiar, contabilitate, sistemul control intermanagerial și funcții specifice. În ceea ce privește serviciul public comunitar, regim permisul de conducere și matricularea vehiculelor, au fost examinați în vederea obținerii permisului de conducere cu număr de 17.652 de candidați, dintre care 5.355 la proba teoretică, 4.654 la proba practică. Număr mare dintre aceștia au fost respinși. Au fost emise un număr de 12.149 de permise de conducere. În ceea ce privește activitatea Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, se constată că în cursul anului 2017 au fost primite, respectiv emise, un număr de 8.437 de cereri pentru eliberarea de pașapoarte electronice și temporare. 400 de persoane
au avut suspendat dreptul la liberă circulație în străinătate, iar 20 de pașapoarte au fost retrase. În ceea ce privește cooperarea interinstituțională și relațiile internaționale, aceasta s-a manifestat în mod constant prin întâlnirile de lucru periodice ale conducerii cu personal din cadrul instituției, precum și cele din cadrul comisiilor sau grupurilor de lucru. Cooperarea interinstituțională, ce se regăsește fie în cadrul organizat, în cadrul comisiilor, colegiului prefectural, comitetelor sau grupurilor de lucru, în care se regăsesc reprezentate serviciile și instituțiile publice, autoritățile publice locale, mediul de afaceri, fie prin parteneriatele încheiate între instituția prefectului și ONG-uri sau instituțiile de învățământ. În cadrul cooperării transfrontaliere s-au semnat două protocoale cu partea bulgară, respectiv protocolul de legătură cu probleme constatate privind timpii de așteptare a autovehiculor de marfă la tranzitarea punctului de trecere a frontierei Giurgiu și un protocol de cooperare în domeniul situațiilor de urgență. Câteva cuvinte referitoare la analiza SWOT întocmită la nivelul instituției, unde au fost identificate ca și puncte tari experiența personalului în activitatea specifică instituției prefectului, capacitatea de adaptare a structurilor instituției la schimbări și cerințe noi, disponibilitatea de participare la acțiuni ce depășesc programul de lucru și creșterea performanțelor instituției prin implementarea principiului muncii în echipă. Totodată au fost identificate și puncte slabe, și aici amintim personal insuficient ca număr, volum foarte mare de lucrări și lipsa fondurilor pentru cursurile de pregătire profesională. Obiectivele instituționale stabilite pentru anul 2018 sunt creșterea eficienței acțiunilor de verificare privind legalitatea actelor administrative emise de autoritățile publice locale, intensificarea acțiunilor de îndrumare și control a serviciilor publice deconcentrate și primăriilor, implementarea unui sistem online în cadrul celor două servicii comunitare pentru programare, menținerea climatului de pace socială prin cooperarea cu mediul de afaceri, sindicate și patronate și, în ultimul rând, identificarea acțiunilor de cunoaștere a programului finanțare externe inițiate și susținute de Uniunea Europeană și alte instituții externe. Instituția prefectului dorește să aducă mulțumiri instituțiilor cu care a colaborat, parlamentarilor de Giurgiu, Ministerului Afacerilor Interne, structurilor MEI din județ, serviciilor și instituțiilor publice, Consiliului Județean, autorităților publice locale, mass mediei, sindicatelor, patronatelor și ONG-urilor. Vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc, domnul secretar. Mulțumim, domnul Șuță. O să vorbim câteva minute despre activitatea Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu în 2017, cu rezultatele obținute pe principali indicatori de performanță. Ca și obiective instituționale, am punctat câteva repere principale pe care ne-am ghidat în cursul anului 2017, creșterea gradului de siguranță, protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră, dar și transporturilor, prevenire și combaterea infracțiunilor organizate și transfrontaliere. Avem asigurarea climatului, legalitatea mediului de afaceri și aici avem inclus combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, dar nu am uitat problemele esențiale care țin de asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare, necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a instituției. În cursul anului 2017 am avut o fluență din punct de vedere al personalului, astfel că la data actuală avem o acoperire de 78,55% a schemei de personal față de 79,09% în cursul anului
2016. Practic ne-am menținut la același nivel. Avem o medie a vârstei polițiștilor de 37 de ani și 11 luni, ceva mai mare la ofițeri de 39 de ani și 9 luni și mai mică la agenți de 37 de ani și 6 luni. Vreau să vă informez că la data actuală se face procedura de încadrare a 11 posturi de agenți, ofițeri și personal contractual undeva în luna martie, cu recrutare din surse externe, undeva în luna martie, având concursurile organizate și sperăm noi în luna aprilie deja posturile să fie încadrate. Din punct de vedere disciplinar, am avut recompense, am avut 10 polițiști recompensați prin avansare înainte de termen, 5 ofițeri și 5 agenți și de asemenea 3 agenți de poliție au primit felicitări verbale sau scrise. Sancțiune, am avut 7 agenți de poliție cu mustrare scrisă și am avut de asemenea un agent cu diminuarea drepturilor salariale pe o perioadă de la 1 la 3 luni. Care surse financiare? Bugetul inițial pe ordine publică Siguranța Națională a fost de peste 35 de milioane de lei, a fost suplimentat. L-am angajat integral, dar cu ceva eforturi spre sfârșitul anului. De asemenea, am avut un buget de investiții pentru investiții angajat integral de peste 56.000 de lei și un buget de achiziții publice de peste 2 milioane de lei și acesta angajat integral. Ca și obiective de investiții, am realizat un contract de branșament la rețeaua de energie electrică pentru sediul din strada Bălănescu, fost pompieri, și de asemenea am întocmit documentația și am obținut un nou aviz de la Consiliul Tehnic Economic al MEI pentru sediul din Călugăreni, pentru că intenționăm, am făcut demersurile să accesăm fonduri europene pe programul SUERD, este vorba de reabilitarea termică a sediului din strada Călugăreni. Tot pe linia rezervei obiectivelor de investiții, ne-am propus în anii care urmează, sperăm noi în anul 2018 să facem pași importanți, vrem să construim aici, în această curte unde ne aflăm, corpul de clădire C și D. Aici sunt două corpuri de clădire, corpul A și corpul B, unde sunt arhivele, iar corpul C și D ne propunem să fie un corp modern, un corp dotat cu poligon de tragere, cu arest, cantină și celelalte lucruri care ni sunt utile. Am făcut primii pași la sfârșitul anului trecut, am realizat verificarea proiectului tehnic, am obținut certificatul de urbanism și urmează să întocmim documentația, așa cum spuneam, în 2018, având speranța că vom face pași importanți în această direcție. Nu am neglijat nici subunitățile de poliție, am avut în total peste 420.000 de lei la reparații curente posturi, zona de acoperișuri, ferestre și de asemenea la sistemul de încălzire. Printre posturile pe care le-am reparat sunt 12 la număr, Ieschitu, Greaca, Joița, Comana, Frătești, Vânătorul Grezen, Stănești, Stoienești, Mihai Bravu, Gogoșari și Coliba. Și vreau să vă spun că vom continua această acțiune. Am obținut 170.000 de lei în luna ianuarie și am focalizăm această sumă pe 4 posturi de poliție care au probleme. Și sperăm ca în cursul anului 2018 să terminăm reparația celor 51 de posturi de poliție. Ca și dotare tehnică a structurilor pe care le coordonează Inspectoratul de Poliție, în anul 2017, în dotarea noastră au intrat un număr de 14 autospeciale, unele de fabricație străine, altele de fabricație autohtonă, marea majoritate noi, dar ultimele Renault și Mercedes uzate, dar în stare bună de folosință. Pe linia resurselor IT, la sfârșitul anului 1 decembrie am obținut 50 de stații radio digitale Tetra pe care le vom folosi la Poliția Municipiului, 10 calculatoare și 2 imprimante. Nu am uitat nici zona de implementare pe toate stațiile și la toți utilizatorii a programelor de lucru, în acest sens făcând o extindere pentru 18 din cele 72 de LAN-uri existente. Dacă discutăm despre realizări în domeniul de propriu de competență, pe principalul indicator de performanță, putem să spunem că în anul 2017, comparativ cu anul 2016, avem o creștere la total infracțiuni de la 6.630 la 7.392, în procentual însemnând 11,49%,
avem o scădere la infracțiunile economice, dar avem o creștere semnificativă la infracțiunile judiciare, un procent de 14,94. De asemenea, o creștere de 10, aproape 11% la infracțiuni de altă natură. La nivelul secțiilor de poliție înregistrăm un oarecare trend liniar pe anumite secții, dar înregistrăm creșteri semnificative la secțiile, la secția 6, secția 6 Mihăilești, la secția 8 Roata și la secția 3 Bolintin Vale. Discutând despre criminalitatea stradală, vorbim despre infracțiuni comise în stradă. Există o creștere. În 2017 s-au comis în stradă în total un număr de 175 de infracțiuni față de 126 în 2016, creșterea fiind de aproape 39%. În această zonă avem furtul comis în stradă, undeva o creștere de la 112 la 155 de infracțiuni. Dacă discutăm despre criminalitatea contra persoanei și patrimoniului, avem o creștere în anul 2017 de la 6630 la 7392 de infracțiuni, cu o creștere semnificativă la infracțiuni contra persoanei de aproape 700 de infracțiuni, de la 2780 la 2059, și la infracțiuni contra patrimoniului o creștere ușoară. Cea mai mare creștere se înregistrează la lovire sau alte violențe, o creștere de la 1709 la 1111 astfel de infracțiuni, diferența fiind de 598 de infracțiuni. Și la amenințare este o creștere și de asemenea și la viol. Vreau să vă spun că din aceste infracțiuni foarte multe sunt practic plângeri inițiale, foarte multe se soluționează cu clasare. Avem creșteri la furt din locuințe, dar avem o scădere per total la furturi. Avem o scădere la furți din curți și anexe gospodărești, dar o creștere la furt din societăți comerciale. Avem o scădere la tâlhării, de la 33 la 29, și avem la înșelăciune, de asemenea, o scădere de la 162 la 130 de infracțiuni. Dacă discutăm de infracțiuni judiciare de mare violență, infracțiuni de impact social deosebit, în anul 2017 am înregistrat 8 astfel de infracțiuni față de numai 5 în 2016. Am avut 4 omoruri față de niciun omor în 2016. Am avut 4 tentative de omor față de 5 în anul 2016. Pe dinamica dosarelor cu autor necunoscut, avem în total o creștere. Creștere care vine din zona faptelor înregistrate. S-au înregistrat în cursul anului 2017 un număr de 1674 față de 1540 în anul 2016. Și în total, la data actuală, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu are un număr de 7895 de astfel de dosare cu autor necunoscut. Privind modul de acțiune în legătură cu intervenția la locul evenimentelor sesizate prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112, vedem că avem o creștere mediu urban în 2017, este o creștere de la 5.875 la 6.102, și avem o ușoară scădere mediu rural de la 15.823 de apeluri în 2016 la 15.819 apeluri în 2017. Vedeți că un procent destul de mare, număr de în anul 2017, 3.000 astfel de 3.019 apeluri nu s-au confirmat. La nivelul inspectoratului nostru am desfășurat 3 programe de prevenire. Un program național de prevenire a delinvenței juvenile, un program care a vizat un număr de, în 2017, un număr de peste 39.000 de beneficiari față de 11.000 de beneficiari în anul 2016, în condițiile în care am avut și o creștere
a zonei financiare de la 1200 în 2016 de RON la 4600, resursele fiind de la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și de la sindicate, precum și la organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor. Al doilea program de prevenire a criminalității la nivel național este cel în sistem integrat a infracțiunilor contra patrimoniului și avem aici o creștere a numărului de beneficiari de la 14.163, de la 10.914 la 14.163, în condițiile în care resursele financiare au fost la jumătate, de la 1.600 la 800 de RON, a topul fiind autoritatea care ne-a sprijinit în domeniu. Și un ultim program, e un program dezvoltat la nivel local. La nivelul inspectoratului, cel de prevenire a infracțiunilor cu violență și avem o creștere ușoară a numărului de beneficiari de la 9.881 la 10.566, resursele financiare fiind diminuate. Vreau să vă informez că în cursul săptămânii trecute am făcut demersurile către ATOP, am trimis o listă completă. Noi sperăm ca anul 2018 să fie un an cu un suport financiar crescut pentru ca aceste activități preventive să fie eficiente. Pe zona criminalității economico-financiare avem dosare penale soluționate prin rechizitorii, o scădere de la 52 la 42 de astfel de dosare. Pe evaziune fiscală este o scădere de la 30 la 20 dosare, pe contrabandă ne menținem la același nivel, înșelăciunea la același nivel, achizițiile publice scad de la 5 la 4 și alte domenii de la 8 la o astfel de infracțiune. Rechizitoriu, vă amintesc, este actul final al organului de parchet, de sesizare al instanței de judecată, dar indiscutabil prin sesizările în oficiu, prin activitățile pe care le desfășurăm, polițiștii contribuie definitiv și foarte important la actul final și la finalizarea acestor dosare de urmărire penală. Am avut în cursul anului 2017 un număr de 15 dosare declinate la DNA, competența acestei instituții, 10 dosare, 13 dosare la DICOT față de 10 în 2016, respectiv 19 la DICOT în anul 2016. Pe zona rutieră vă informez că am înregistrat la indicatorii cei mai importanți scăderi, astfel că la morți avem o scădere de la 35 la 28, răniți grav de la 66 la 58 și accidentele grave scad de la 86 în 2016 la 77. În schimb, avem creșteri ușoare la răniți ușor de la 38 la 46 și accidente ușoare de la 351 la 368. Cu siguranță au contat acțiunile pe care le-am desfășurat pe linie rutieră cu implicarea factorilor manageriali și cu forțe mărite pe raza de competență. Ca și principale cauze, avem în proporție de 16% traversarea neregulamentară a pietonilor. O a doua cauză care a contat în 13% dintre cazuri a fost alte preocupări de natură, atrage atenția și avem aici inclusiv folosirea telefonului mobil, conducerea fără permis 10%, conducerea sub influența alcoolului 8% și celelalte cauze în jur de 5-6-7%. Pe linie de supravegheri judiciare, o linie de muncă importantă, am avut mai multe activități, printre care aș enumera pe linie de control judiciar undeva la începutul anului 2017, la 1 ianuarie, aveam în total un număr de 72 de persoane supravegheate judiciar, dintre care 6 arestați la domiciliu și 66 în control judiciar. A existat o dinamică de 152 de persoane în total supravegheate, am clasat 160 și la data actuală, de fapt la 31.12.2017, am avut în lucru 64 de persoane supravegheate, 9 arestate la domiciliu, 55 în control judiciar. Lucrurile au evoluat de la acea dată și suntem undeva în jur de 80 de persoane la data actuală supravegheate judiciar pe raza județului Giurgiu. Pe linie de urmăriți și mandate,
Am avut 50 de persoane date în urmări la nivel național, 47 de persoane urmărite au fost revocate și la data actuală avem 61 de persoane urmărite, 51 de persoane posesoare de mandat de executare a pedepsei închisorii, 9 posesoare de mandat de arestare preventiv și un posesor de mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare ale altor state. Pe linie de arme și muniții avem o scădere a infracțiunilor constatate la nerespectarea regimului și munților de la 127 la 89, pe linie de braconaj de la 11 la 10, dar avem o creștere la legea privind materiale explozive. Avem o creștere semnificativă prin captura făcută anul trecut în decembrie la sfârșitul anului la materiale pirotehnice de la 424 de kilograme în 2016 la 1700 prin acea captură de 1100 din zona Bolintin, care a fost un record pentru județul Giurgiu. Serviciul criminalistic, sunt specialiștii noștri, sunt oamenii de știință, cum le spunem noi, au participat la un număr de 2607 evenimente, au un plus de 117 evenimente, dar am văzut că sunt și infracțiuni mai multe comise, care a fost necesar să le cercetăm la fața locului și avem un plus de 1304 de urme și alte mijloace de probă materiale ridicate și am identificat, specialiștii noștri au identificat numărul 68 de autori în cauze penale pe baza probelor ADN, probe papilare. Compartimentul juridic a avut o eficiență procentuală de 74,06%, fiind undeva în media națională. Structura de securitate a efectuat 8 controle, 3 controle de fond, au fost 2 incidente, nu grave, și una dintre cauze a fost neatenție și neglijență în gestionarea informațiilor clasificate. Serviciul cazier a eliberat un număr de 21.420 de certificate și au fost transmise 555 de comunicări privind antecedentele penale. Compartimentul control intern, un instrument managerial important, a efectuat 2 controle tematice. Am înregistrat numai puțin de 70 de dosare penale soluționate 74 și au fost soluționate 26 dosare de cercetare penală. La data actuală sunt în lucru un număr de alte 20 dosare de cercetare prealabilă pentru stabilirea existenței sau neexistenței vinovăției disciplinare. Compartimentul de psihologie a efectuat un număr de 850 de acte de asistență, vedeți, pentru 850 de polițiști, dar noi suntem în total, la data actuală, 630. Clar, numărul este mai mare, pentru că unii polițiști au beneficiat de acte de asistență repetată din partea psihologului unității. Am ajutat și membrii familiei polițiștilor, 21 de astfel de membri, 8 polițiști pensionari și 7 persoane arestate preventiv în centru de arest. Structura de intervenție, Serviciul de Acțiuni Speciale a participat la 702 de activități de sprijin pentru formațiuni operative. Vedeți, este o proporție de aproape două astfel de acțiuni pe zi. Și am inaugurat în luna noiembrie un program de pregătire tactică cu toți lucrătorii operativi ai inspectoratului, efectuat de către lucrătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale și la data actuală țin să vă informez că nu este lucrător operativ care să nu beneficia de cel puțin un stagiu de pregătire fizică și tactică pentru întărirea autorității polițistului. Am ținut cont de acest lucru pentru că mulți sunt încadrați direct din sursă externă în anul 2016 și 2017 și au nevoie de pregătire. Dacă discutăm de cooperare instituțională, în primul rând parchetele au contat pentru că ne supraveghează activitatea de urmărire penală. Am colaborat în condiții optime cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean Pina Top, structurile MAI, colegii mei de față cărora le mulțumesc, și celorlalți parteneri, nu în ultimul rând. Pe linia managementului comunicării am avut 162 de buletine informative, avem o scădere de minus 28%, dar precum bine știți, da, este o creștere, ne-am propus și ne menținem acest trend în fiecare zi să informăm populația cu ceea ce facem important, de interes, pentru că este normal să fie așa. Și nu o să neglijăm nici zona presei scrise, presa online, și vom puncta cu siguranță și pe zona de apariții radio și TV. Pe relații cu publicul am avut în total un număr de 2713 cereri
cu proporțiile pe care le vedeți, soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, negativ sau declinate către alte instituții. Am primit și 300 de persoane, aproape 300 de persoane în audiență la conducerea unității. Ca obiective și priorități, vreau să vă informez că am declanșat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române două proiecte pilot care sunt monitorizate de Poliția Națională și, în primul rând, vreau să punctăm, ne dorim să punctăm pe creșterea nivelului de implicare în stradă. Vreau să vă informez că analizăm zilnic la nivel central toate opțiunile de fiecare patrulă și suprapunem cu evenimentele produse pentru a vedea unde trebuie să acționăm și unde sunt problemele. Și vreau să vă spun că un prim rezultat parțial obținut pe luna ianuarie am avut la persoane legitimate și implementate, pentru că noi le implementăm și persoanele pe care le legitimăm, fiind un lucru de interes pentru controlul fenomenului infracțional. În luna ianuarie 2017 am avut 235, iar în luna ianuarie 2018 am avut 4561. La auto avem o creștere de la 62 la 3686. Vom continua pe această linie. Dorim ca oamenii care sunt la serviciu 8 sau 12 ore să se implice activ și să obțină rezultate pozitive. Un al doilea proiect pilot monitorizat de IGP este acela prin care urmărim dezvoltarea colaborării între secțiile și posturile situate la limitele de județ, pentru că am observat că unii colegi șef de post, ajutor șef post, șef de secție, nu-și cunosc colegii din județe limitrofe aflate la graniță, ceea ce mi se pare anormal în condițiile în care infracționalitatea nu are graniță și nu are limite. Și vreau să vă spun că un prim rezultat a fost acela în care am reușit să identificăm autorii grupării care acționa în mai multe județe și fura, care au sustras aparate CityPay, acele terminale financiare. Un alt obiectiv al nostru, vrem să dezvoltăm reacția polițiștilor din stradă față de obiectivele de interes și am executat mai multe exerciții de testare a reacțiilor. Am analizat rezultatele și am dispus măsuri. Practic, în linii mari, plecăm noi cu funcții de comandă în județ, cu mașini capcană și încercăm să vedem modul de reacție al polițiștilor dacă identifică aceste mașini pe care le dăm în urmărire. Și vreau să vă spun că a crescut aceste teste, au fost 2 în luna ianuarie, vigilența lor a crescut și nu ne vom opri. Vom continua cu aceste teste pentru că le-am văzut că sunt foarte utile. Vreau să mergem pe o linie de colaborare bună cu polițiștii bulgari, pentru că avem foarte multe zone de infracționalitate în care ei colaborează, infractorii din cele două state colaborează și am avut 3 astfel de întâlniri. A patra a fost vinerea trecută, polițiștii de la arme și munții s-au întâlnit cu cei de la birou de contact romno-bulgar de la Poliția Frontieră și mulțumim Poliției de Frontieră pentru sprijinul care ne-l dă. Încercăm să mergem pe această linie pentru că sunt necesități obiective apărute în cauzele pe care le instrumentăm. Nu am uitat nici ocuparea funcțiilor vacante, așa cum vă spuneam, avem cele 11 funcții, sunt destul de multe pentru Giurgiu față de alte județe, am reușit și am obținut aprobări pentru a le scoate la concurs. Vrem să avem tehnică, am achiziționat, așa cum vă spuneam, în planșele trecute, cum arătam în planșele trecute, 50 de stații, alte 250 de stații Tetra. Urmează să vină la Poliția Giurgiu. Aceste stații sunt terminale prin care se pot accesa bazele de date. Polițistul nu mai este nevoit să sună la dispecerea să verifice o persoană, practic verifică pe stația mobilă pe care o poartă în buzunar. Lucruri care sunt uzuale în alte state și au început să devină uzuale și în alte zone, inclusiv în București. Vrem să îmbunătățim imaginea unității noastre prin comunicare publică constantă, cu noastră probabil ați și sesizat, și vrem să avem o creștere exponențială în media, având o deschidere cum ar trebui să fie. Vrem să mizăm, al optelea obiectiv, mizăm mult pe pregătirea fizică prin a organiza acestor stagii de pregătire, pentru că o bună pregătire fizică înseamnă prevenirea producerii de ultraje sau alte incidente. N-am avut astfel de ultraje în ultimele 3 luni și jumătate. Avem o deschidere pentru comunicare și colaborare cu instituții responsabile de educare și supraveghere a minorilor. Am avut întâlniri cu Inspectoratul Școlar Județean, cu toți directorii de școli, licee și școli generale din județ și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a-i putea sprijini, pentru a obține informații de interes în vederea evitării victimizării tinerilor sau îngrenărilor în activitatea
infracțională. Și al 10-lea obiectiv, în această lună vom face stagii de pregătire cu toți managerii de la tot nivelul, pentru că am constatat că unii manageri, începând de la șefii de post până la alți ofițeri cu funcții de comandă, nu au deprins sau nu au experiența necesară pentru coordonarea unor colective. Ca și concluzie, deși unele rezultate ale inspectoratului pe principali indicatori de performanță sunt negative, considerăm că această unitate are potențialul uman suficient pentru a progresa și pentru a performa. Ne dorim în primul rând să diminuăm și să controlăm fenomenul infracțional, să avem o reacție promptă la solicitările cetățenilor, să protejăm interesele populației și să sporim încrederea publică. Ne-am propus câteva obiective generale pe care le vom urmări. Vrem o implicare uniformă, vrem o analiză zilnică, vizibilitate, transparență, corectitudine și exemplu personal, în special din partea managerilor, fermitate, gradualitate, pregătire și, nu în ultimul rând, echipă. Vrem să fim echipă, o echipă eficientă. Vă mulțumesc! O să-l rog pe domnul comisar șef Răboj, domnul inspector șef de la Inspectorul Județean Teritorial al Poliției de Frontieră, să ne spună câteva cuvinte despre activitatea structurii pe care o conduce în anul 2017. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Inspectoratul Teritorial asigură coordonarea, controlul și răspunde de întreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la control de frontieră în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale, a faptelor specifice, criminalității transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat, al pașapoartelor și străinilor, respectării ordinii și liniștii publice în zona de competență. Această zonă de competență a ITPF Giurgiu are o lungime de 447,2 km. În interior, de la frontieră, spre interior, 30 de km, pe raza județelor Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Telorman, Olt și Dolj, iar pe întreg teritoriul național pentru infracțiunile de imigrație ilegală. Pe linia resurselor umane, gestionarea resurselor umane, situația postului la nivelul ITPF Giurgiu, la data de 31.12.2017, gradul de încadrare este de 86,61%, din care 73,9% ofițeri, 89,21% agenți și 79,48% personal contractual. Sunt 61 de funcții de conducere și 1306 funcții de execuție. La pregătirea continuă avem în vedere examenele ce vor urma în luna martie, astfel în anul 2017 au fost 227 de polițiști, 202 agenți și 11 ofițeri de poliție care au participat la cursuri de perfecționare sau specializare cu creștere de 19,4% față de anul 2016. Dar aici vreau să aduc aminte importanța pregătirii individuale pentru a face față provocărilor actuale. Mă refer la migrația ilegală, terorism și alte fapte ilegale ce sunt în competența Poliției de Frontieră. Gestionarea resurselor logistice, avem la mijloace de mobilitate terestră autospeciale de patrulare pe drumuri amenajate 108, din care sunt operative 76, autospeciale muncă operativă 80, din care 56 sunt operative, de intervenție 27, din care 19 operative, autospeciale transport personal Poliție de Frontieră 22, din care 15 operative. La componenta navală, șalpele de patrulare, control sau intervenție sunt 11 în dotare, din care 10 operative, la embarcațiuni de patrulare, intervenție, control și sau salvare 40 de astfel de mijloace, din care toate sunt operative. Cum știm, resursa umană, pregătirea continuă și gestionarea eficientă a resurselor logistice, toate acestea trebuie să formeze un mecanism care să facă față noilor
creșteri ale traficului în zona de responsabilitate. În anul 2017, la nivelul ITPF, a fost înregistrată o creștere de 37,77% și la mijloacele de transport de 31,42%. După cum știți, în zona de responsabilitate sunt puncte de trecere a frontierei terestre, Călăraș, Oltenița, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Pechet, Calafat. Avem zona liberă, de asemenea puncte de trecere a frontierei feroviare Giurgiu și Calafat. Realizări în domeniul de competență. În cursul anului 2017 nu s-a permis intrarea în țară a unui număr de 401 cetățeni străini, în scădere cu 14,49% față de anul 2016, unui număr de 263 de persoane nu li s-a permis ieșirea din țară, din care avem o creștere de 12,9% la cetățeni străini și o scădere la cetățenii români cu 35,19%. La infracțiuni constatate, mă refer numai la Giurgiu, avem constatate în anul 2017 249 de infracțiuni, o mică scădere față de 2016, când am avut 312 infracțiuni. La nivel ITPF sunt 749 de infracțiuni în anul 2017. Dintre acestea, cea mai mare pondere o au infracțiunile de contrabandă și fraude vamale, mărfuri piratate, infracțiuni la regimul circulației, fals și uz de fals, trafic de arme și braconaj piscicol și alte infracțiuni. La contravenții mă refer la zona Giurgiu, la județul Giurgiu, avem o scădere de la 408 contravenții în anul 2016 la 319 în 2017. Realizări pe această linie la criminalitatea economică financiară avem o scădere de 37,66% față de anul 2016. Bunuri confiscate în anul 2017 au fost susceptibile a fi contrafăcute și de contrabandă, după cum urmează: 6.570 perechi încălțăminte, 10.346 parfumuri, 30.970 diverse textile, treninguri, tricouri, blugi, la 1.583 produse cosmetice, 1.713 produse marochinărie și 8.820 medicamente. Valoarea bunurilor indisponibilizate confiscate în anul 2017 a fost de 9.303.768 lei, e o scădere de 8,18% față de anul 2016. Avem pe linia traficului cu produse din tutun, în anul 2017, la nivelul ITPF, au fost înregistrate 61 de cazuri, cu 63 de persoane implicate, cu 379.220 țigarete și peste aproximativ 8 tone kilograme tutun vrac, față de perioada din 2016, când am avut 78 de cazuri cu 78 de persoane, dar o cantitate mai mică la țigarete și cantitatea de tutun. Pe linia traficului cu arme și muniții și explozibili se constată un trend crescător, înregistrându-se în anul 2017 un număr de 10 infracțiuni față de 7 în anul 2016, o creștere cu 42,8%. O creștere semnificativă avem la infracțiuni la regimul circulației. Acest tip de infracțiuni a crescut cu 12,44% față de anul 2016. Faptele constând în principal conducerea autovehiculelor nematriculate, conducere fără permis de conducere sau falsuri în documente. Tot aici ar vrea să spun că au fost trecute și acele confiscări ale autoturismelor implicate în infracțiunea de tăinuire. Infracțiunea la regimul silvic. În anul supus analizei s-a acordat o atenție deosebită
transportului cu materialele noi, fiind verificate un număr de 2864 mijloace de transport, în creștere cu 1,7% față de anul precedent. În sistemul SOMAL, sistemul informațional integrat de urmărire a materialului lemnos. Pe linia migrației ilegale au fost descoperite 66 de cazuri, fiind implicați 177 migranți în scădere față de anul 2016, în care au fost 145 de cazuri cu 421 de persoane implicate. Tot pe această linie avem documente de călătorie false, falsificate și substituiri de persoane, 18 cazuri cu 20 de persoane implicate, documente de călătorie și vize falsificate, 10 cazuri cu 10 persoane, documente false total, 2 cazuri cu 2 persoane, substituire de persoană, 9 cazuri cu 10 persoane. La persoane ascunse în mijloace de transport, 16 cazuri cu 62 de persoane implicate față de 12 cazuri cu 58 de persoane implicate, o creștere cu 33,3% față de anul 2016. Prin variantarea punctelor de trecere a frontierei au fost 15 cazuri cu 26 de persoane implicate față de 3 cazuri cu 4 persoane implicate în aceeași perioadă anului 2016. În aceeași perioadă din 2016, în creștere semnificativă față de anul 2016. Persoane depistate în apropierea frontierei cu intrare ședere ilegală, 9 cazuri cu 64 de persoane implicate aici. Avem în atenție persoanele care au documente deliberate de către ORI. Tot pe această linie avem migranți ce provin din țări ca Irak, Siria, Turcia, Afganistan, Iran, Pakistan, China, cât și alte state, dar predomină zonele de conflict Irak-Siria. Facilitatori sunt cetățeni bulgari, turci, români, iranieni, cât și alte naționalități. Doresc să aduc mulțumiri șefilor instituțiilor din cadrul MAI, din subordinea MAI, cât și celorlalte instituții cu care avem o colaborare bună. Sper să continuăm pe aceeași linie și ori de câte ori va fi nevoie, vom prin această activitate să aducem un beneficiu cetățenilor județului Giurgiu. Cooperarea interinstituțională și internațională cu structuri similare din statele membre ale Uniunii o realizăm prin centrele de contact de la Giurgiu, centrul de contact de la Giurgiu, cât și prin punctele de contact de la Artan, Galați, Porubne, Oradea și Porțile de Fier, cât și prin Interpol, CCPI, ofițeri de legătură și atașați de afaceri interne prin intermediul IGPF. Am avut în cursul anului 2017 6 ofițeri și agenți de poliție din cadrul ITPF care au participat la misiuni internaționale sub egida Frontex. Astfel au fost 7 misiuni cu 3 ofițeri și 3 agenți. De asemenea, s-a participat la 345 misiuni comune de patrulare terestră și fluviale, 178 cu partea bulgară, polițiștii bulgari, iar în baza planului comun de acțiune încheiat între Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și structura similară din Bulgaria, IARA, cât și Inspectoratul Teritorial, au fost executate 8 misiuni comune pe frontiera fluvială. Accesarea fondurilor externe nerambursabile, o activitate care instituția noastră îi acordă o deosebită atenție. În anul 2017 au fost incluse în lista obiectivelor propuse pentru finanțare în programul operațional regional 2014-2020, axă prioritară 3, prioritate de investiții, operațiunea B, zona de investiții teritorială Delta Dunării, 2 clădiri din cadrul ITPF Giurgiu, astfel reabilitarea, modernizarea sistemului termoenergetic la SPF Bechet și Orlea, a clădirilor pentru care a fost achiziționat și efectuat serviciul de expertiză tehnică. Dar important, avem
La Giurgiu este finalizată documentația pentru reabilitarea termică de la sediul din Alei, ITPF Giurgiu, cât și SPF Calafat prin programul operațional 2014-2020 al unităților teritoriale administrative Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Aceste proiecte sunt ca valoare aproximativ 1.200.000 de euro la Giurgiu și aproximativ 900.000 de euro la Calafat. Pe linia managementului comunicării avem o comunicare cu mass media bună, foarte bună, dar au fost unele probleme însă la comunicate și buletine de presă comparativ cu 2016 sunt în scădere. Sper anul ăsta să recuperăm și să depășim. Pe linia relații publice avem în anul 2016 petiții 585, iar în anul 2017 469, cu audiențe în anul 2016 9 și 2017 11. Dificultăți în cadrul instituției, în contextul unei noi legislații favorabile, s-au înregistrat pierderi semnificative de personal, circa 10% prin pensionare, care au depășit exponențial media anuală anterioară, fapt pentru care au fost efectuate numeroase mutări în cascadă și de numărate ori. Pentru asigurarea continuității actului managerial, s-a apelat la instituția împuternicirii în funcții de conducere în unele perioade de timp. De asemenea, obligativitatea participării la diverse cursuri de carieră a dus la slăbirea structurii operative pe anumite perioade de timp. Creșterea nivelului de trafic în punctele de trecere a frontierei, datorată migrației forței de muncă din Republica Bulgaria, cât și pe perioadele sărbătorilor religioase și a concediilor de odihnă, mini-vacanțe, a pus o presiune fizică și psihică suplimentară asupra polițiștilor din punctele de trecere a frontierei, fapt ce totuși nu a determinat apariția unor evenimente de frontieră. Riscuri identificate: migrația ilegală, închiderea coridorului vest-balcanic și intrarea în vigoare a acordului încheiat între Uniunea Europeană și Turcia pentru soluționarea migrației a determinat includerea României în rutele de migrație. După cum știți, la frontiera cu Serbia există o presiune enormă. Au fost luate măsuri de către statul ungar și astfel s-a reactivat ruta secundară română-bulgară, cât și după cum știți, am avut anul trecut deschisă și ruta maritimă. Au fost cazuri cu peste 500 de migranți care au venit pe mare. Traficul de țigări generat atât de slabă putere de cumpărare a populației, cât și de profitul impresionat pe care traficanții îl pot obține în foarte scurt timp din comercializarea la negru, atât pe piețele de desfacere din țara noastră, cât și țări din Occident. Imposibilitatea menținerii procentului de încadrare cu personal. Ca obiective pentru anul și priorități pentru anul 2018, efectuarea demersurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante și asigurarea unei încadrări proporționale a tuturor structurilor inspectoratului, monitorizarea utilizării eficiente și la capacitate maximă a forțelor și mijloacelor tehnice de supraveghere a frontierei, a tehnicii specifice pentru controlul mijloacelor de transport, heartbeater detector, aparatul cu depistarea concentrației de dioxid de carbon, endoscoape în vederea asigurării unui înalt nivel de control al frontierei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Eficientizarea activităților informativ-operative prin identificarea factorilor noi de risc în zonele de competență, având în vedere noile forme și procedee folosite pe parcursul anului 2017 de către grupările infracționale, transfrontaliere și persoanele implicate în fapte penale ori contravenționale. Implementarea într-o manieră unitară a măsurilor specifice de prevenire și combaterea fenomenului migraționist și a infracționalităților transfrontaliere. Menținerea fermității și consecvenței în activitățile de prevenire și combaterea corupției și a faptelor de natură a aduce atingere imaginii instituției.
extinderea și îmbunătățirea parteneriatului cu societatea civilă, cu instituțiile de stat sau private, printr-o permanentă comunicare, dezvoltarea încrederii cetățenilor în instituția Poliției de Frontieră ca urmare a activităților serviciului pentru realizarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de frontieră, asigurarea împreună cu structurile similare din Bulgaria a unui dispozitiv eficace și eficient care să asigure o siguranță sporită cetățenilor ce tranzitează frontiera de stat. Ca concluzii, asigurarea unui management participativ de către conducerea ITPF bazat pe comunicarea internă și cunoașterea personalului în vederea creșterii capacității și calității serviciilor oferite cetățenilor. La nivelul ITPF s-a urmărit și asigurat aplicarea unitară a standardelor comunitare a legislației naționale a concepției privind controlul frontierelor cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor IGPF și ITPF pe linia prevenirii, supravegherii și controlului trecerii frontierei, realizarea standardelor de calitate în domeniile ce revin poliției de frontieră, controlul frontierelor și cooperarea. Ca urmare a analizei situației operative, a factorilor de risc și a vulnerabilităților cu impact asupra planificării, organizării și eficienței acțiunilor și misiunilor de supraveghere și control la trecerea frontierei de stat, în anul 2017 a fost realizat un dispozitiv de supraveghere flexibil și dinamic, care a permis semnalarea, descoperirea și reținerea de către dispozitivele proprii a unor făptuitori care au acționat în scopul săvârșirii de fapte ilegale la frontieră. De asemenea, conducerea ITPF Giurgiu a acționat în limita competențelor conferite de lege prin activitățile planificate, misiuni și controle executate, urmărind și îndrumând personalul pentru a conștientiza importanța respectării actelor normative, ordinilor și dispozițiilor în vigoare referitoare la disciplină, comportamentul polițiștilor în relațiile de serviciu și în special în relația cu cetățenii, în scopul promovării imaginii Poliției de Frontieră, prin aceasta aducându-și aportul la efortul comun în vederea alinierii României la standardele impuse de Uniunea Europeană. Țin să mulțumesc încă o dată colegilor mei, șefilor instituțiilor din subordinea mea din județul Giurgiu, pentru buna cooperare. De asemenea, mulțumesc instituției prefectului pentru buna cooperare și susținerea în viitoarele proiecte. Avem în atenție fluidizarea traficului în zona de frontieră, mă refer la PTF Giurgiu, dar știu, cum știți, în zona de responsabilitate avem și PTF Calafat. Important pentru cetățenii noștri giurgiuveni să circule în acest punct printr-un climat. Cum? Pentru că zic clar că patrulele de trafic au crescut pe sensul de intrare și mă refer la timpul și vozile s-au mutat pe partea de intrare. Pe partea de intrare în țară. După ce Bulgaria au găsit de cuvinte să deschidă un nou terminal, noi ce facem? Numai puțin. Pe sensul de intrare în țară, coloanele pe teritoriul statului bulgar sunt datorate încasării taxelor la ieșirea de pe teritoriul bulgar. La intrarea în România. Da, la intrarea în România, din putem verifica pe situația timpilor de așteptare online, de când sunt eu împuternicit pe această funcție, țin să vă spun, nu au fost depășiri de timp foarte mari pe intrare. 20 de minute la 40 de minute. Și a deschis terminalul afară. Vorbim de terminalul pe sensul de intrare? Nu, după ce Bulgaria au deschis și au utilizat traficul, pentru că erau cu poziții noi, s-au mutat poziile pe partea de intrare în țară. Deci e clar că noi trebuie să deschidem, noi am teren de circulație, asta e problema. Nu la utilizarea asta vă referiți și la asta? Da, dar noi avem momentan, avem trei artere. Putem? Da, sunt. Pentru traficul din aceste zile... Bulgaria au 6. Cine? Șase au ungarii? Și, bine, nu vă contrazic, dar din câte cunosc eu... Nu, din câte cunosc, statul ungar a impus controle împreună cu autoritatea vamală ungară, controle amănunțit.
la intrarea în spațiu Schengen. Și cunosc că au crescut timpii undeva la 200-300 de minute, dar după ce se efectuează formalitățile de trecere a frontierei la frontiera cu Ungaria. Deci, cum vreau, la fluidizare, la ce vă referiți? Cum vor fi suplimentate, deci la fluidizare, vor fi suplimentate artere de trafic, deci se vor deschide. Dacă la Marfa se constată că sunt peste 60 de minute timp de așteptare pe sensul de intrare, da? Se va lua măsura deschiderii unei alte coloane de pentru automorfare, care să fie destinată controlului automorfare. Că suplimentarea cu efective. Se poate avem în atenție atât pe intrare cât și pe ieșire efectuarea de manevră de forță. De exemplu, dacă pe sensul de ieșire e foarte aglomerat, pot merge și desfășura activitatea de control la documente colegii mei după intrare. Valabil și invers. Și la 6 de minute se va deschide un nou... Da. La peste 60 de minute, dacă intrăm pe site-ul www.policiadefrontieră.ro, avem și hartă și sub formă de tabelară, timpii de așteptare, avem și două camere în direct, aveți, ce anume? Pentru un autovehicul, 60 de minute. Pentru un camion, da. Pentru un autocamion. La turisme niciodată când vor ajunge la astfel de timp, chiar e o problemă. Mulțumim, domnul inspector, și vă felicităm pentru ceea ce ați făcut în 2017. Vă mulțumim. O să rog pe domnul colonel Dan Rușanu, inspectorul șef la Inspectorul de Jandarmă a Județului Giurgiu, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule comandant. Bună ziua, sărbuna. Având în vedere faptul că evaluarea activității pentru 2017 a inspectoratului pe care eu îl conduc a fost prezentată public, materialele fiind publicate și mediatizate atât la nivel local cât și la nivel central, am să-mi permit să fac câteva precizări legate de un eveniment care se va întâmpla la nivelul orașului nostru și anume meciul de fotbal dintre Astra Giurgiu și Dinamo București. Încercând să fac o trecere plecând de la rezultatele obținute pe linia asigurării măsurilor de ordine publică pe timpul competițiilor sportive în anul 2017. Doresc să mulțumesc și eu tuturor colaboratorilor noștri, alături de care rezultatele pe care le-am prezentat în evaluarea pentru anul 2017 nu ar fi fost posibile să le atingem fără sprijinul și cu buna colaborare pe care o avem la nivelul instituțiilor pe care le reprezentăm fiecare în parte. Revenind la meciul de fotbal dintre Astra Giurgiu și Dinamo București, vă pot spune că asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia competițiilor sportive interne și internaționale reprezintă una din principalele misiuni din responsabilitatea Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu și al Grupării Mobile de Jandarm Ploiești. Cele două structuri, asigurând măsuri atât pe mergător pe timpul desfășurării partidelor, cât și după terminarea acestora. Cooperarea dintre cele două structuri este una foarte bună, în special pentru asigurarea măsurilor de ordine pe timpul partidelor de fotbal disputate de echipa locală Astra Giurgiu. Astfel, în anul 2017 au fost asigurate măsurile de ordine publică pe timpul a 26 de meciuri de fotbal din cadrul Ligii 1 și UEFA Europa League, acestea desfășurându-se în condiții de siguranță și spirit de fair play. Totuși, pentru asigurarea liniștii și ordinii publice, a fost aplicate de către forțele de jandarmi un număr de 4 amenzi, 2 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu și 2 de către Gruparea Ploiești, în valoare totală de 2450 de lei, pentru scandal în incinta stadionului, adresarea de expresii și cuvinte jignitoare, respectiv refuz de legitimare. La fiecare meci, organizatorul competiției și forțele de ordine implicate
stabilesc în urma ședinței de cooperare o serie de măsuri, cum ar fi suplimentarea numărului de jandarmi și stiuarzi după caz, monitorizarea galeriilor echipelor de fotbal pe traseul de deplasare către stadion și în incinta acestuia, efectuarea unui control riguros la porțile de acces în stadion, folosirea elementelor de dialog care au ca scop promovarea comunicării și informarea suporterilor cu privire la obligațiile pe care le au, odată cu participarea la astfel de competiții, restricționarea traficului auto și pietonal în zona arenei sportive și altfel și altele în funcție de situația și momentul desfășurării activităților specifice. Măsurile menționate mai sus vă pot spune că vor fi aplicate și sâmbătă 24 ianuarie, începând cu orele 19:45 la stadionul Marin Anastasovici din municipiul nostru. Unde se va desfășura partida de fotbal dintre echipele Astra Giurgiu și Dinamo București. Astfel, peste 170 de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi Ploiești și jandarmeriei Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării acestei partide. Jandarmii vor fi prezenți la stadion începând cu orele 17 pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot conduce la tulburarea ordinii publice înaintea și după terminarea partidei de fotbal. Accesul spectatorilor în incinta arenei sportive se va realiza începând cu orele 17:45 prin locurile special amenajate din alea Fabrica de Zahăr, strada Charlie Hardy și alea Plantelor. Astfel, suporterii echipei Astra Giurgiu prin intrarea de pe alea Fabrica de Zahăr, suporterii echipei Dinamo București, alea Plantelor, ceilalți spectatori, tribuna 1, tribuna 2 și peluză, alea Fabrica de Zahăr. Suporterii care se vor deplasa cu autoturisme de proprietate personală trebuie să aibă în vedere faptul că în zona stadionului există posibilitatea să nu găsească locuri de parcare suficiente. În acest sens, sunt rugați să parcheze autoturismele în spațiile special amenajate în alte zone ale municipiului. Odată cu accesul spectatorilor, traficul auto și pietonal va fi restricționat pe alea Fabrica de Zahăr și alea Plantelor. Pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arena sportivă, avem în vedere câteva recomandări de făcut, acestea, ca și informațiile suplimentare legate de eveniment, vor fi transmise prin intermediul dumneavoastră a mass mediei de către purtătorul de cuvânt al instituției. Doresc să menționez faptul că vor fi dispuse toate măsurile necesare astfel încât meciul de fotbal să se desfășoare în bune condiții pentru siguranța spectatorilor, cât și al asigurării unui climat de siguranță pentru locuitorii municipiului Giurgiu. În final, adresez mulțumiri tuturor partenerilor noștri și colegilor care contribuie la asigurarea unui climat de normalitate pentru desfășurarea acestor meciuri de fotbal. Și aici mă refer la organizator Clubul Astra, Poliția Giurgiu, Inspectoratul Județean și Poliția Municipiului, Poliția Locală, ISU Giurgiu, firma de pază COSEPA, Primăria Giurgiu și, nu în ultimul rând, Prefecturii Giurgiu, care asigură coordonarea structurilor în caz de restabilirea ordinii publice la meciurile cu grad ridicat de risc. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră legate de cele prezentate. Vă mulțumim și noi, vă felicităm, vom face echipă la menținerea ordinii publice la toate aceste evenimente și le vom gestiona în condiții corespunzătoare, credem noi. Domnul colonel Emil Apostol, inspector șef la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu, vă rog. Bună ziua! Pentru aceleași motive ca și colegii de la jandarmi, având în vedere faptul că noi am avut bilanțul activităților pe 2017, acesta a fost public și relevat pe larg în presa locală și centrală, mă voi referi cele ce urmează pe scurt, foarte concis, la primele 50 de zile trecute din acest an și activitățile desfășurate de către instituția pe care o conduc.
Voi atinge câteva aspecte legate de, avem 3 posturi scoase la concurs, voi vorbi despre prevenirea, acțiunea de prevenire și control și avizare, autorizare și vă voi da câteva date cu privire la activitatea în școli, această activitate, numărul de intervenții și voi încheia cu situația hidrologică și problemele pe care le avem în momentul actual. Avem 3 posturi scoase la concurs, un ofițer la achiziții, un subofițer la tehnologie informației și un subofițer tehnic la serviciul resurse umane. Am desfășurat depunerea, s-au depus cererile și s-au evaluat dosarele, s-a făcut testarea psihologică, mai avem 2 pași până la finalizare, proba de educație fizică și proba scrisă. Aceste activități vor încheia în perioada 6-12 martie. Cu privire la activitatea de prevenire, control, avizare, autorizare. În primele 50 de zile în acest an s-au emis 15 avize de securitate la incendiu. Vă reamintesc că avizele se dau pe planuri, pe documentație. Și autorizații de securitate la incendiu s-au emis 4. Aceste autorizații se dau la sfârșitul efectuării investiției sau a lucrărilor respective. S-au efectuat 25 de controle de prevenire a incendiilor. Am aplicat 31 de avertismente și s-au aplicat de asemenea 5 amenzi în cuantum de 60.000 de lei, privind respectarea normelor de securitate la incendiu și mai precis, dacă nu mă înșeală memoria, toate provin din lipsa autorizației de securitate la incendiu. Cu privire la situația unităților de învățământ, este un proces de avizare și autorizare care se desfășoară la nivel național. În județul Giurgiu avem 292 de clădiri care aparțin Ministerul Învățământului. Mai avem de autorizat sau sunt în curs de autorizare 42 de clădiri, ceea ce înseamnă 14%. 80% din clădirile de unităților de învățământ, deci 86%, sunt autorizate sau nu necesită autorizare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Cu privire la situația operativă, am avut 542 de intervenții în situații de urgență, 391 din acestea fiind de prim ajutor medical calificat, am avut 46 de incendii, 26 de recunoașteri în teren cu forțe, 13 exerciții cu forțe și mijloace în teren și am avut și 13 anunțuri false. De interes în aceste zile, cred eu că ar fi situația hidrologică. Avem 3 puncte pe care o să vi-l aduc în atenție. Avem glava Ciocul, care la stația hidrometrică Crovu, în data de 19 februarie, adică astăzi, avem o depășire cu 3 cm peste cota de atenție. Dar trebuie menționat, deci, deci cota este 203 cm. Trebuie menționat că nivelul cotei de pericol este de 300 de cm. Deci mai avem loc până la cota de pericol de 1 metru de creștere. Din momentul de față nu sunt probleme deosebite, dar situația este monitorizată în permanență și de noi și de către colegii de la SGA, care suntem în contact direct și continuu. În ceea ce privește râul Neajlov, la stația de măsurare Vadulat, ieri am avut 163 de centimetri. Asta înseamnă o creștere peste cota de atenție, care este de 150 de centimetri, o creștere cu 13 centimetri. Dar din nou trebuie menționat, deci vorbim de data de ieri, că cota de pericol este de 260 de centimetri, deci de asemenea mai avem un metru până la cota de pericol. Vestea bună este că astăzi dimineață deja avem în scădere Neajlovul la Vadulat. Astăzi dimineață, la ora 6, măsurătoarea a arătat 116 cm. Deci am intrat cu cota de atenție, dar problema se mută spre Călugăreni acum. Ai mutat astăzi. Da, este ieșit, l-am văzut și eu. Deci spre Călugăreni, o să vă dau imediat, avem cota astăzi, este de 206 cm la Călugăreni. Asta înseamnă o creștere cu 20 de centimetri față de ziua de ieri.
Trebuie precizat că încă nu s-a atins cota de atenție, este 220 de centimetri stabilită, deci noi avem 206, iar cota de pericol este 325. Deci în clipa de față asta ar fi datele, nu prognozăm că în 2-3 zile să înceapă să scadă. În clipa de față, împreună, cum am discutat și cu colegii de la SGA, nu credem să fie probleme deosebite. Avem o particularitate, ca să zic așa, a inundațiilor de iarnă. De câțiva ani avem de-a face, am avut și în decembrie, în anii trecuți, când a fost mai cald. E mult spus viitura. Debitul de apă, în condiții de iarnă, are o altă deplasare, pentru că nu avem vegetație. Și viteza în care, cu care apa curge de la din nordul județului spre, vorbind de Neajda sub Balta Comana, este mai crescută. Nu, de câțiva ani de zile avem fenomenul ăsta, este o noutate și pentru noi aceste inundații de iarnă, ca să zic așa, dar trebuie menționat că în clipa de față nu avem gospodării care se fost afectate, nu avem locuințe care se fost afectate. Am avut câteva intervenții pe inundații în zona Mihăilești, Novaci, și Comana, dacă nu înșeală memoria, ele sunt strict generate din băltiri și din căderile de averse sub formă de ploaie. Deci nu au legătură cu revărsarea niciunui râu sau... Pe terenul agricol sau la... Deci nu, în clipa de față, revărsările sunt pe zone inundabile. Deci pe Albia Majoră și la Călugăreni, toată zona aia pe care o vedeți dumneavoastră, că Neajul, când iese acolo, are 800 de metri, e cât Dunărea, deci ca lățime, dar el, înălțimea apei pe toată acea zonă inundabilă este de 45 de centimetri. Chiar nu se spune că nu a afectat gospodării? Nu, nu, nimic. Deci acolo, zona aceea este inundabilă. Noi am avut un proiect cu domnul director, cu regretatul Dragoș Stoica. Existau fonduri necesare pentru adâncirea Albiei în acea zonă, însă nu am primit acceptul de la... și cu toate eforturile noastre, ca să zic așa, de la... este o asociație acolo în... zona Comana, nu vine acum cum se numește... e rezervația naturală Comana. Deci rezervația naturală Comana, prin studii științifice, mi s-a răspuns că acea zonă este inundabilă și acolo trăiesc multe specii. Și acea decolmatare a cursului râului și adâncire ar avea faptul că Neajul nu se mai revarsă pe acea zonă, ar avea efecte asupra climatului, mediului local și așa mai departe. Și obligația noastră e să monitorizăm când se apropie cota de pericol, când avem certitudinea că vom avea creșteri. Noi nu avem de-a face cu viituri. Deci județul Giurgiu este exclus să avem viituri. Nu sunt pericole de genul ăsta. Creșterea tot timpul este lentă. Durează, ca să vă dau un exemplu, de la vânători până la Călugăreni, 4-5-6 zile până aceste creșteri succesive de debit. Ele nu vin cu rapiditate foarte mare. Ce suprafețe de teren sunt în mandat? Sunt suprafețele din Albia Majoră. Nu avem pagube în clipa de față. Deci dacă am fi avut pagube, am fi avut sesizări de la comitetele locale pentru situații de urgență, pentru că să fac comisii împreună și cu colegii de la celelalte arme, să fac comisii în teren care verifică, stabilesc pagubele și să raportează. Deci în clipa de față nu avem nicio raportare. Trecut de la Călugăreni, domnul inspector, este afectat în acest moment? Nu am înțeles. Trecut de la Călugăreni, de acolo este afectat pentru că... Nu știu să vă răspund. Nu, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Călugăreni, aceea este o amenajare temporară. Deci nu este o amenajare permanentă. Dar CLSU Călugăreni nu ne-a făcut niciun... Sau eu, până în momentul de față, nu am nicio informare cu privire la anumite pagube produse. Dar este o amenajare temporară care chiar rolul ăsta... Cred că de aceea și fost făcută temporară, fiind de aceea zonă care e supusă. Vă rog. Aveți cumva și cotele Dunării? Nu, ele nu le-am. Adică nu prezintă pericol. Am luat ce... Ele sunt mai mari, după știința mea, decât anii trecuți, având în vedere faptul că toate cantitățile astea de apă se topeau undeva în martie-aprilie și se acumulau, atunci aveam inundații, dar acum ele sunt, pentru că au căzut majoritar cu ele sunt deja mărite, dar nu există pericol în clipa de față, sunt nicio formă.
V-am spus ce este mai ridicat pentru informarea cetățenilor, deci în clipa de față nu există pericol de niciun fel. Vreau să vă întreb, care e nivelul pensionarilor? S-a stabilizat? S-a stabilizat. Prevederile normative aplicabile care acordau anumite avantaje și au încetat aplicabilitatea, astfel că în ultimele luni n-am avut pensionări și practic ne menținem la același nivel comparativ 2016-2017, proporția fiind dată sau balansarea fiind dată de numărul celor care au ieșit, dar și de încadrările care s-au făcut din sursă externă, precum și agenții care au finalizat cursurile școlii de specialitate și au venit la noi. Știți cumva cam care a fost nivelul anul trecut? Aveți o cifră? Numeric nu am exact. S-a ieșit în valuri, v-am spus, în funcție de numărul de și de aplicabilitatea anumitor norme favorabile. Dar suntem la același nivel. În 2017, așa cum vă spuneam, undeva în jur de 79% gradul de ocupare a funcțiilor vacante. Și trebuie să creșteți. Probabil sunt și concursuri programate. Sunt mai multe obiective pe care le avem. Ocuparea acestor funcții cu recrutare din surse externe. Avem școlile de agenți de poliție care se vor finaliza în vară. Sperăm să ni se aloce un număr suficient. Și nu în ultimul rând, politica noastră de a nu permite plecarea în alte județe. Practic în astea 3 luni jumate nu a aprobat niciun raport de mutare. O politică stabilă și în același timp încercările noastre de a aduce din cadre giurgiuvene care muncesc în alte județe sau în municipiul București. Noi am o mică întrebare, am văzut că aveți cu numărul legitimărilor în stradă, chiar foarte mult. Ce urmăriți din aceste acțiuni? Nu numai legitimarea persoanei, probabil și anumite fapte cu ocazia asta? Legitimările care se implementează în bazele de date autocontrolate ne creează nouă perspectiva identificării dinamismului elementelor infractoare. Spre exemplu, anumite elemente de interes polițienesc se deplasează în general cu auto cu numere străine, sunt legitimate intruse în bazele de date, după care, după anumit timp, anumite săptămâni, anumită perioadă, ele acționează, săvârșesc fapte într-o altă zonă, iar nouă este foarte simplu să identificăm și ancheta curge repede, îi prindem și au fost 2-3 cazuri de la începutul anului până acum. Eu vă mulțumesc. În aceste zile au vorbit niște informații în spațiul public legate de faptul că la anumite posturi de poliție comunale nu se asigură permanența. Știu că s-au constituit acele patrule pe posturi de poliție rurală, pe secții de poliție rurală, pardon. Cât de eficiente sunt, care e situația pe Giurgiu? Că am înțeles că se caută soluții la nivel național pentru reasigurarea permanenței, pentru că vorbesc că o patrulă nu poate asigura, eu știu, o secție care are 15 comunale. E foarte greu, dar încercau polițiștii respectiv să-și facă treaba. Așa este. Sistemul de ordine publică la nivelul Poliției Naționale este stabilit prin norme, este statuat, se lucrează în ture, câte 8 ore, intervalul 6-14, 14-22, 22-06. În aceste ture sunt introduși inclusiv șefii de post și, bineînțeles, ajutorii. Într-adevăr, există o întrerupere a prezenței la post în zilele nelucrătoare pentru relaționare cu cetățeanul. Deocamdată, la nivel național, se caută soluții pentru schimbarea acestui sistem. Noi încercăm să suplimentăm la nivelul județului Giurgiu prin planificarea cât mai des a șefilor de post care au experiență, care cunosc localitățile, pe schimbul întâi, deci între orele 6-14 pentru a relaționa cu cetățenii. Mulțumesc! Apropo de meciul Astra, vă rog, Dinamo, a spus că atunci și la Ploiești și la Giurgiu nu sunt suficienți. Ba, sunt suficienți și la Ploiești și la Giurgiu. Este o concepție de un an și jumătate, doi, conform căreia grupările conduc activitățile desfășurate cu aceste meciuri. Grupările, ca și organizarea Jandarmeriei Române, Jandarmeria ca armă este organizată pe de când de jos în sus. Inspectorate județene de jandarmi, fiecare județ are câte un inspectorat care în zona de competență își asumă responsabilitatea, urcând spre Inspectoratul General ca și structură de armă,
avem grupurile mobile de jandarmi, care au în responsabilitate asigurarea măsurilor de ordine publică și sau restabilirea acesteia pentru mai multe județe din teritoriu. Noi, Giurgiu, suntem în subordinea operativă, să spun așa, a grupării de jandarmi Ploiești. E o concepție pusă în aplicare de un an și jumătate la nivelul jandarmeriei române, conform căreia meciurile de fotbal sunt asigurate de către gruparea competentă teritorial, respectiv Ploiești pentru noi, Giurgiu, iar noi cu forțele noastre pe ordine publică venim în sprijinul lor. Am văzut jandarmi și de la Craiova la anumite meciuri. Da. Și de la Craiova, în funcție de gradul de risc și misiunile în care sunt implicate grupările care sunt competente teritorial. Adică dacă gruparea Ploiești are o altă încărcătură de sarcini în perioada respectivă. Sunt proteste, meeting-uri. Se stabilește de către eșalonul superior nou, Inspectoratul General, astfel încât o altă grupare să asigure desfășurarea în bune condiții și fără evenimente acestor meciuri de fotbal. Acum face și noi, mergem într-un județ în altul, în funcție de nevoie. Dar asta nu înseamnă că noi, Giurgiu, nu avem efective ca să asigurăm. Până în urmă cu acum un an și jumătate, noi eram cei care asiguram aceste meciuri și gruparea venea în sprijinul nostru. Acum se aplică o altă concepție. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim. O zi bună, seara.